este dacă mai întâlnă cu domnul dacă le răspunsul la această întrebare și mai percepția vis-a-vis de rolul statului. Ok, pentru problema frustrației, acestui datosare, compensațiile va discuta cu domnul Oares. Bună ziua, numele meu este Alexandru Chibu, cercetător în cadrul CSOPEN. Întrebarea referitoare la problema acestui datosare a fost preluată din valul agendor al studiului nostru. Procentele obținute confirmă validitatea datelor și avem, la fel ca și data trecută, un procentaj mare al celor care spun că problema acestui datosare este mai degrabă neimportant, de puțin sau deloc important. Există în același timp un procent, nu știu, semnificativ să spunem, a celor care o consideră importantă sau foarte importantă, dar cred că niște studii ulterioare ar trebui să determine dacă, într-adevăr, problema aceasta manifestă importanță și interes din partea populației. Am întrebat în valul de acesta, din octombrie, a fost o întrebare și referitoare la adoptarea sau importanța adoptării unei legi a lustrației, care au obținut un procentaj mai mic în ceea ce privește importanța decât accesul la adoptare, probabil, în primul rând, din pricina faptului că termenul în sine de lustrație este mai puțin cunoscut. Și, în același timp, pentru că, din punctul meu de vedere, din punct de vedere personal, nu a fost atât de mult mediatizat problema lustrației cum a fost cea a acestui adăsat. După cum remarca și părerea mai devreme, avem procente destul de mari pe genți cum răspund. Noi am explicat aceste procente pe categoria de nu varianta de nu știu cum răspund, din mai multe perspective. În primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că eșantionul, după cum spunea Coria, a fost unul național reprezentativ. Avem în jur de 42-43% de populație din mediul rural și fără a porni de la o judecată de valoare sau de a face o afirmație discriminatorie, ne așteptăm ca acolo informarea pe aceste probleme să fie ceva mai redusă decât în mediul urban. Deci asta ar fi o explicație pentru rata mare de nu știu, nu răspund. În același timp, sigur, poate să fie și o chestiune de mediatizare a problematicii comunismului, a ceea ce înseamnă comunismul și politicile de abordare a regimului și așa mai departe, care, din nou, din punct de vedere personal, cred că în ultima vreme au fost ceva mai scăzute. În regulă, dintre cei care au declarat ca fiind importantă sau foarte importantă o lege a lustrației, cei mai mulți spun că o astfel de lege ar trebui să aplice, în primul rând, liderilor la nivel național sau foștilor lideri la nivel național sau local, PCR și membrilor securității. Este interesant aici faptul că, deși a fost menționată securitatea ca principal factor de represiune, ea este plasată pe un al doilea loc după membrii PCR. Dar care, atunci când s-a pus problema represiunii, au fost menționați după membrii securității. În ceea ce privește efectele pe care le-ar avea o adoptare unei legi a lustrației, aici, sigur, există unul din patru români afirmă faptul că întrebarea s-a pus, în primul rând, s-a pus tuturor celor care tuturor persoanelor din eșantion. Nu n-am răspuns întrebarea la cei care au spus că foarte importantă, că o lege a lustrației ar fi importantă sau foarte importantă, ci am adresat tuturor persoanelor ca să vedem dacă cam care ar fi efectele. Nu consideră că are o populație care ar fi efectele. Și spuneam că, deși unul din patru consideră că ar avea efecte pozitive, în același timp avem un procent de 30%, să zicem, care spun că nu ar avea niciun efect sau că ar avea efecte negative. Și nu avem un procent foarte mare
pentru nu știu, nu răspund privare la efectul pe care l-ar avea o astfel de lege. Doar în proporție foarte mică, de așa, atunci, în 5% pe 1-20 de români nu este de acord cu aplicarea în legea lustrației. Dacă victimele regimului comunist ar trebui să primească despăgubiri din partea statului, românii spun că da, 1 din 2 români spune că da, este de acord cu acest lucru, 1 din 4 spune că nu, ceilalți, din nou, nu știu, nu răspund. Și problematica despăgubirii, vă se pare că e una de mai puțin interes, din nou, din aceeași mobilie pe care l-am spus mai devreme, referitoare la eșantion și mediatizarea. Dacă ce ar trebui să se întâmple cu aceste despăgubiri? Avem un procent consider destul de mare la celor care spun că el ar trebui limitate și că ar trebui acordate astfel de despăgubiri, dar ar trebui limitate din propriile acordate de la Parlamentului, că un procent de 42% de persoane care spun acest lucru. În același timp, consideră aproape 1 din 2, adică 47%, faptul că despăgubirile ar trebui decise în cadrul unei drepturi în instanță judecătoare. Și, din nou, 10% de nu știu cum vă spun. Am pus și o întrebare referitoare la calitatea generală de 1989 a respondentului. Avem în jur de 17% cei care spun că au fost membri PCR. Sincer să vă spun, nu știu exact care este procentul celor care în parte au fost membri PCR. Dacă știu că nu este o practică statistică corectă, dar dacă ne raportăm, să zicem, număr aproximativ de 4 milioane de membri ai PCR, cât era Ștoanilor, deci nu erau 4 milioane, erau aproape 4 milioane. La o populație de 23 de milioane, procentul de 17% este chiar corect. Dar nu este Exact. Populație destul de mare care nu putea să fie referitor tot la ceea ce înseamnă, nu știu, politicile de despăgubire, de împăcare, cred că trebuie să spunem, s-a pus o întrebare referitoare la faptul dacă ar trebui reduse pensiile foștilor militari comuniști sau ai membrilor securității. Și majoritatea celor care au răspuns au spus că ar trebui reduse, astfel încât să fie aduse la nivel pensiei medii de România, 44% pentru foștii deputați comuniști, 41% pentru foștii membri ai securității, doar 11% pentru foștii membri ai securității și 14% pentru foștii deputați comuniști, spun că pensiile ar trebui să rămână așa cum sunt. Mă rog, cine sunt cei care au spus așa, asta nu putem să le spunem. Nu avem datele necesare. E posibil să fie dintre ei și foștii deputați comuniști. Ok, la fel, nu este totuși apreciată nici reducerea la zero sau anularea pensiilor respective. Observăm că doar 7% 10% pentru fiecare dintre cele două categorii. 7% dintre respondenți spun că ar trebui reduse la zero sau anulat. Deci ideea este de a aduce pensiile păștilor comunitate și a membrilor securității la un nivel comparabil cu cel al pensiilor minime. Mai existat o întrebare în valul la pauză, care nu a fost pusă în cel anterior. Dacă respondentul este de acord cu interzicerea folosirii publice a simbolurilor regimului comunist. Și cumva surprinzător sau nu, cea mai mare parte dintre ei spun că nu sunt de acord cu interzicerea, deci practic le este în regulă legătură pentru ei dacă se afișează simboluri ale regimului comunist. 44% din populație spune acest lucru, doar
27 sau, mă rog, putem spune doar sau atât de mult ca 27-28% spun că da, că sunt de acord cu interzicerea folosirii publice a simbolului la regimul comunist. Cam acestea au fost rezultatele. După cum spuneam și cred că și Horia, noi v-am prezentat o imagine, sunt practic niște fotografii, o radiografie pe care un instructor mai competenți probabil și niște analize ulterioare ar trebui să le clarifice mai bine și să poată să dea seama de un eventual diagnostic în ceea ce privește problema de comunism. O să vedem. Mulțumesc, mă înțeleg. Ok, ce am să fac eu? Eu o să preiau puțin sarcina de a face anumite aprecieri generale legate de posibilitatea de a interpreta cât de cât aceste date, așa cum am zis, cum au afirmat colegii noștri de la CSUP. Aceste prime două sondaje sunt mai mult niște fotografii de, să zicem, de etapă, concluzii generale, dar nu se pot trage de urma acestor rezultate. Ce putem este să imprim anumite trenduri și să sperăm că noi dorim să continuăm această colaborare pe tot parcursul anului viitor cu